Carina Müller vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnal, iată cele mai importante subiecte ale ediției. Un fost șef al unei întreprinderi de stat din Chișinău și-a cumpărat o insulă în Marea Mediterană. Averea lui este verificată acum de autorități. Avocatul poporului demisionar s-a răzgândit și nu mai vrea să plece din funcție. Natalia Moloșag cere anularea cererii de demisie. Președintele american Joe Biden va discuta în seara acestei zile prin videoconferință cu lideri din 9 țări estice europene, membre ale NATO, inclusiv cu președintele României Klaus Iohannis. Prelungirea acordului privind asistența financiară nerambursabilă pentru Republica Moldova, interconectarea energetică, sprijinul în lupta împotriva corupției, eliminarea tarifelor de roaming sau intensificarea zborurilor între cele două state sunt doar câteva dintre subiectele discutate astăzi în cadrul vizitei premierului Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, cu omologul său român, Nicolae Ciucă. După întrevederea de la Palatul Victoria, cei doi oficiali au făcut declarații de presă. Avem șansa istorică să transformăm comunitatea de limbă într-o comunitate a marilor proiecte în beneficiul oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului, prin construirea la propriu și la figurat de noi poduri. Fie că vorbim de interconexiunea în sfera energetică, fie că discutăm despre racordarea infrastructurii de transport din Republica Moldova la rețelele europene. Totodată urmărim dezvoltarea de proiecte în domenii precum justiția și afacerile interne, sănătatea, educația, munca, agricultura, cercetarea, cultura, mediul, apele și pădurile, precum și asistența oficială pentru dezvoltare. TVR București urmărește îndeaproape vizita Nataliei Gavrilița în capitala României. Mai multe despre agenda premierului de la Chișinău ne spune Luiza Giureadă. Bună ziua, Luiza, te ascultăm! Bună ziua! După discuțiile și declarațiile care au avut loc în prima parte a zilei aici la Palatul Victoria, premierul Republicii Moldova s-a deplasat la Palatul Parlamentului pentru întâlniri și discuții cu liderii celor două camere parlamentare, Florin Câțu și Marcel Ciolacu. Întâi a discutat cu șeful Senatului, Florin Câțu. Acum este la discuții cu Marcel Ciolacu, întâlnirea se apropie de final, după care vizita va continua și se va încheia cu discuții la nivel în alt cu președintele României Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Vizita de astăzi vine la două săptămâni, vă reamintesc, după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit la București și va fi urmată la începutul anului viitor de o ședință comună între guvernele celor două state. Nu s-a stabilit deocamdată unde va avea loc această ședință comună, dacă va fi la București sau la Chișinău, însă declarațiile oficiale sunt că în cadrul acestei ședințe de guvern vor fi puși în aplicare pașii pentru implementarea proiectelor discutate, inclusiv astăzi, cele legate de o interconectare în domeniul energiei, de dezvoltarea infrastructurii de transport și de o legătură mai bună în zona de telecomunicații, dar și de alte proiecte din educație, din sănătate, din agricultură, din cultură, din cercetare. Așteptăm așadar să vedem în ce fel va fi dezvoltată colaborarea între cele două state la începutul anului viitor. Luiza, îți mulțumim, continuăm cu alte știri. Un fost șef al unei întreprinderi de stat din Chișinău și-a cumpărat o insulă în Marea Mediterană. Informația a fost confirmată la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Speakerul a refuzat să dea nume și detalii, dar este cert că procurorii i-au bătut deja la ușa fostului bugetar și l-au luat la întrebări despre averea nejustificată. Noi încă suntem într-o luptă foarte serioasă cu cei care pierd și iau foarte mult de pierdut. Și vorba de averi colosale, de indivizi care, de exemplu, nu de mult unul a fost luat la întrebări, care, atenție, omul are cumpărat o insulă în Marea Mediterană. Cine? Este așa individ. Un fost deputat? Nu știu dacă a fost deputat, dar a condus o întreprindere de asta strategică. Oamenii
ajung să-și cumpere insule. Ce întreprindere a condus? Una de stat. ANI-ul deja o să aibă niște instrumente mai serioase să verifice cum un demnitar public, ca un funcționar, care toată viața au muncit la stat, cum spunem noi, s-o agonisit cu dita mai avere. O să poată investiga și ce avere au rudele, membrii familiei. Aici aș deschide paranteza. Ghenadie Tanase, șeful Direcției Generale de Urmărire Penale din cadrul CNA. A fost deranjat astăzi de procurori și eu zic că e un semn bun până la urmă și un semnal foarte clar pentru cei care, iată, nu prea au cum să-și justifice și găsească argumente de unde s-o luat el, cu apartamente, cu case, cu pământuri, cu afaceri și așa mai departe. Deci ăsta e un semnal foarte clar către ăștia cetați cu legea. Plus mai observăm așa dintr-o parte, am văzut și din tagma judecătorilor, unde unii au decis la un anumit moment a carierii să-și schimbi ocupația, cum s-ar spune. Ăsta tot e un semnal, da. S-au întățit cazurile când procurorii deschidă dosare penale pe îmbogățire ilicită. Spuneți dumneavoastră că e un semnal, dar eu mă întreb, oare nu e doar o aparență acest lucru? Sincer, vreau să cred că lucrurile devin încet, încet tot mai clare și se merge în direcția care trebuie. Pentru că cad sau ajung în atenția publicului persoane chiar la care ai ce întreba. Când stai și analizezi așa dintr-o parte, te gândești că oamenii ăștia chiar se credeau veșnici, că nimeni nu o să mai adreseze întrebări, de unde are una, de unde are alta. Au fost digitalizate serviciile prestate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ce beneficii oferă cetățenilor modernizarea acestor servicii, vă spunem imediat în Telejurnal. Parlamentul a respins solicitarea de anularea cererii de demisie depusă în urmă cu o săptămână de Natalia Moloșag, care astăzi se răzgândise și a anunțat că vrea să rămână avocat al poporului. Ea a înaintat un demers în care solicită să-i fie anulată cererea de demisie, care urma să fie examinată astăzi în legislativ. Inițial, Natalia Moloșag a anunțat că vrea să demisioneze pentru a nu prejudicia imaginea avocatului poporului, după ce presa a scris că ea ar fi angajat în cadrul instituției un fost condamnat pentru proxenetism. Moloșag a explicat tot atunci că și-a dorit incluziunea socială a acestuia. Astăzi, la o zi după încheierea unui control de 2 luni al patrimoniului oficiului avocatului poporului, Natalia Moloșag a anunțat că vrea să rămână în funcție pentru a asigura continuitatea activității instituției. Președintele Comisiei Europene a învinuit Rusia că încearcă să intimideze Guvernul Republicii Moldova în această perioadă în care prețurile gazelor naturale pe piața internațională sunt mari. Ursula von der Leyen a transmis acest mesaj la conferința anuală a ambasadorilor, care s-a desfășurat în regim online. We also see the blatant attempt to intimidate Moldova's reformist government by manipulating gas supplies in a time of high energy prices. We must protect our societies and democracies from this kind of cynical geopolitical power play. Șeful executivului european a declarat că UE e gata să răspundă cu noi măsuri restrictive la acțiunile de intimidare ale Republicii Moldova. Anterior, și șeful diplomației europene, Josep Borrell, a afirmat că Rusia utilizează resursele de gaze naturale ca instrument de intimidare a Republicii Moldova. Amintim că pe 22 noiembrie Gazprom a avertizat autoritățile de la Chișinău că sistează livrarea de gaze dacă nu achită în 24 de ore volumul furnizat în lunile octombrie și noiembrie. Astfel, guvernul a fost nevoit să vireze urgent 1,4 miliarde de lei, suma alocată prin compania Energocom, întreprinderii Moldova Gaz, pentru achitarea datoriei față de Gazprom. Au fost digitalizate serviciile prestate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar cetățenii pot acum, printre altele, să-și înregistreze online statutul de șomer. Modernizarea serviciilor înseamnă timp redus și mai puține acte. Doar în anul 2021, peste 2600 de persoane s-au înregistrat la agenție ca șomeri.
Criza pandemică și cea economică a lovit dur în forța de muncă, iar mulți angajați au rămas fără un loc de muncă. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă spun că în acest an s-a făcut aglomerație la ghișeile instituției pentru ca cetățenii să-și înregistreze statutul de șomer. De curând, serviciile agenției au fost digitalizate și sunt accesibile online. Noul serviciu de înregistrare cu statut de șomer a fost digitalizat. Este o metodă foarte bună, fiindcă cetățenii anterior trebuiau să deplaseze la sediul direcției, să înregistreze cu statut de șomer, să prezinte actele necesare. Actualmente, cetățeanul poate să înregistreze de acasă, de la un calculator conectat la internet. La moment, utilizatorii externi au posibilitate ca să se înregistreze în calitate de șomer sau în calitate de persoană în căutarea unui loc de muncă printr-o aplicație web. Pentru a accesa acest serviciu este necesar ca persoana să desene semnătură electronică sau semnătură mobilă. Deci, după accesare, are 4 opțiuni. Deci este vorba de cabinetul însăși a sistemului informațional, programarea prealabilă la serviciile prestate, înregistrare cu statut de șomer la structuri teritoriale și înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Am venit să depun o cerere pentru am găsit un loc de muncă. Angajații m-au anunțat că deja pot să fac asta și de acasă, ceea ce îmi reduce din timp. Procesul o să fie mult mai ușor. Mă bucur de această opțiune. Am venit să depun o cerere pentru căutarea unui loc de muncă. Deci mă bucur această inovație pentru că o să, nu știu, ți-a mai puțin timp. În primul rând, actele care trebuie să le prezint sunt mai puține. Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică ne asigură că digitalizarea serviciilor publice înseamnă confort pentru cetățeni și mai puțină birocrație. Asta înseamnă timp mai mic pentru presarea serviciului. Dacă depui electronic, desigur că timp redus și pentru depunere, înseamnă birocrație mai mică, înseamnă acte mai puține și în unele cazuri chiar și mai puțin bani ca și cost. Am redus din numărul necesar pentru cetățean din vizitele la oficiile teritoriale. Urmează să fie modernizate încă o mulțime de servicii, atât cu destinație socială, cât și nu doar. Digitalizarea serviciilor de către Agenția de Guvernare Electronică a fost posibilă datorită proiectului Modernizarea Serviciilor Guvernamentale implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Deși noul coronavirus este prioritatea medicilor și experților din toată lumea, nu trebuie să uităm că sezonul rece este al virozelor și gripei. După un an în care nu am înregistrat niciun caz, în Republica Moldova au fost confirmate deja 9 cazuri de gripă. Virusul H3N2 a afectat în special tinerii și copiii, iar 2 minori au fost internați în spital. Epidemiologia atrage atenția cetățenilor că trebuie să respecte strict măsurile de profilaxie și să se vaccineze contra gripei. Primele 2 cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate încă în luna octombrie la un adolescent de 17 ani din Soroca și la o femeie de 37 de ani din Ialoveni. Au urmat alte 3 cazuri în raionul Sângerei. În urmă cu câteva zile și în Chișinău au apărut primele 4 cazuri. E vorba de un tânăr de 18 ani care a revenit de peste hotare. Iar medicii spun că deocamdată starea lui de sănătate este satisfăcătoare și se tratează la domiciliu. Alți 3 copii cu vârste de până la 4 ani sunt bolnav de gripă, iar 2 dintre aceștia sunt internați în spital. Nu a fost an trecut, și în regiunea europeană au fost foarte puține cazuri. Populația a fost mai conștientă, populația a respectat regulile acestea. Acum, da. Principalul este ca populația să adreseze la medic, la apariția primelor simptome. De la primele simptome de gripă, precum febra, tusa, durere în gât, pacienții trebuie să se izoleze la domiciliu și să ceară ajutorul medicului, care va decide spitalizarea. Pentru profilaxie este recomandat spălarea pe mâini, purtarea măștilor și acoperirea
răsperirea nasului și a gurii în timpul stărnutului. Gripa este provocată tot de un virus, iar măsurile de prevenire a bolii sunt identice cu cele folosite la COVID-19. Autoritățile precizează că de mai bine de o lună, Republica Moldova a început vaccinarea contra gripei sezoniere în toate centrele de sănătate publică. Sunt deja disponibile aproape 100.000 de doze de vaccin. Până acum nu s-a făcut public numărul persoanelor vaccinate. Vaccinarea se administrează persoanelor cu risc sporit sau risc major de îmbolnăvire la gripă și contingentele respective care sunt în prima linie cu aceste persoane, cu bolnavi care acordă asistență, lucrătorii medicali și personalul din asistența socială, vamă și polițiști de sector. În perioada rece și infecțiile respiratorii acute iau amploare. Săptămâna trecută au fost înregistrate peste 5.600 de cazuri, dintre care aproape 2.000 numai în Chișinău. Epidemiologii spun că este un număr mai mic în comparație cu anii trecuți când nu era pandemie, dar trebuie să rămânem vigilenți în continuare. Sfârșit tragic pentru un bărbat de 82 de ani din satul Vișoara, raionul Glodeni. Bătrânul a ars de viu noaptea trecută în propria locuință. Potrivit pompierilor, focul ar fi izbucnit în jurul orei 23 și s-a extins în toate cele trei camere ale locuinței. Incendiul a fost lichidat peste 3 ore. În una dintre camere, sălbătorii au găsit corpul carbonizat al proprietarului locuinței. Focul a distrus complet casa bătrânească și bunurile materiale din interior. Specialiștii stabilesc în prezent care a fost cauza izbucnirii incendiului. Mutația Omicron poate fi neutralizată după administrarea celei de-a treia doză de vaccin Pfizer-BioNTech. Așa susțin producătorii serului, precizând însă că până la sfârșitul lunii martie vor produce un vaccin adaptat acestei variante. Un studiu foarte restrâns realizat de cercetătorii sud-africani, primul după depistarea mutației Omicron, arată că imunitatea e de circa 40 de ori mai scăzută în fața acestei variante în cazul persoanelor dublu vaccinate. Dar cei care au și a treia doză sunt mai protejați, arată același studiu. Broad booster campaigns with the current version of our vaccine around the world could help to better protect people and to get through the winter season. We together with our partner Pfizer continue the development of a variant-specific vaccine against Omicron. Din ce s-a observat până acum, chiar dacă e mai infecțioasă, varianta Omicron ar provoca forme mai blânde ale bolii. Deocamdată nu se știe de vreun deces în urma infectării cu Omicron. Emerging data from South Africa suggests increased risk of reinfection with Omicron, but more data are needed to draw firmer conclusions. There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta. But again, it's still too early to be definitive. Pentru că mutația Omicron se răspândește rapid, tot mai multe țări înăspresc restricțiile. De luni, britanicii lucrează de acasă și pentru evenimente mari și locuri aglomerate vor avea nevoie de pașaport de vaccinare. Scandalul legat de o petrecere a demnitarilor care au sărbătorit iarna trecută în plină pandemie duce la o nouă demisie în guvernul Marii Britanii. Detalii peste câteva momente în telejurnal. Președintele american Joe Biden va discuta în țara acestei zile prin videoconferință cu lideri din 9 țări est-europene membre ale NATO, inclusiv cu președintele României Klaus Iohannis. Liderul de la Casa Albă își va informa aliații despre discuția purtată cu președintele rus Vladimir Putin pe tema tensiunilor militare la frontiera dintre Rusia și Ucraina. Potrivit unui comunicat de la Casa Albă, liderul american își va reafirma angajamentul Statelor Unite față de securitatea transatlantică. Orice intervenție militară în cazul unei invazii a Ucrainei este deocamdată exclusă de președintele Biden, dar el a avertizat că americanii le vor oferi ucrainenilor capabilități defensive și își vor întări prezența pe flancul estic al NATO. Trimiterea de trupe americane în Ucraina nu e pe masa de lucru, a spus liderul de la Casa Albă. We have a moral obligation and a legal obligation to our NATO allies if they were to attack under Article 5. It's a sacred obligation. That obligation does not extend to NATO, I mean to Ukraine, but
It would depend upon what the rest of the NATO countries were willing to do as well. But the idea the United States is going to unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now. Consultările lui Biden cu așa numitul grup al celor nouă de la București vor fi precedate de o discuție la telefon cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care caută ajutorul Statelor Unite în fața amenințărilor Rusiei. Tensiunile și presiunile diplomatice cresc, în timp ce Washingtonul și aliații acuză Moscova că desfășoară 10.000 de soldați la frontiera cu Ucraina, pregătind un atac. Россия все-таки собирается или не собирается нападать на Украину? И если нет, то, собственно, почему? Ну, а если да, то тем более почему? Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Din punctul de vedere al Moscovei, sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Kiev și ambițiile Ucrainei de a se alătura NATO alimentează riscul unei confruntări militare în regiune și reprezintă o amenințare la adresa securității ruse. NATO testează sisteme antidrone și încearcă să stabilească standarde pe care să le respecte țările membre. Zeci de specialiști civili și militari din țările Atlanței au participat în Olanda la un exercițiu cu astfel de sisteme. În ultima vreme, dronele de mici dimensiuni au devenit accesibile și pot reprezenta un potențial pericol. O dronă de mici dimensiuni este capturată de o alta mai mare cu ajutorul unei plase. Acesta este unul dintre sistemele antidronă testate de specialiștii NATO într-o bază olandeză. Militarii germani au venit cu o altă abordare și au prezentat un sistem de bruiaj care poate doborî dronele care reprezintă un potențial pericol. The reason for this event is to bring all together. Oh, there are in NATO so many countries, so many systems, and we want to have them integrated. And that's basically the intent of this exercise, to try to find ways to integrate all these different systems, to bring up a common operational picture. Într-o bază militară olandeză, timp de aproape două săptămâni, zeci de specialiști militari și civili din țări din NATO au prezentat în jur de 70 de sisteme care pot opri dronele care intră în zone sensibile. For NATO, it's important to make sure that when nations are procuring capability and investing money in this capability, their capabilities can be employed together into a joint area of operation, such that we can achieve this multiplication effect of an alliance. În ultima vreme, mai toate țările din Occident și-au adaptat legislația legată de operarea dronelor civile. Acestea au devenit foarte accesibile, pot fi cumpărate de oricine și reprezintă un adevărat pericol pentru aviație și nu numai. A căzut primul cap în scandalul imens care zguduie scena politică din Marea Britanie. O consilieră a premierului Boris Johnson a demisionat. Scandalul a pornit de la faptul că, după cum s-a aflat acum, personalul de la guvern a făcut o petrecere de iarna trecută, când britanicii de rând suferau cele mai draconice restricții anti-COVID-19. În lacrimi, Allegra Stratton, până aseară consilier al premierului Boris Johnson, a spus că până închide ochii va regreta comportamentul de acum un an. Într-un clip video apărut acum, consiliera ia în derâdere restricțiile. Can you stop, please? Can you stop? I'm going to make a statement. You don't. Petrecerea la care au participat colaboratori apropiați ai premierului Boris Johnson a avut loc pe 18 decembrie 2020, într-o perioadă în care britanicii sufereau restricții dure, nu au putut sărba Crăciunul cu familia și prietenii, nu aveau voie să se viziteze, ori să-și vadă rudele bolnave de COVID care își dădeau ultima suflare. I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologize unreservedly for the offense that it has caused up and down the country. Guvernul britanic neagă în continuare că ar fi avut loc vreo petrecere, însă după imaginile cu consiliera care acum un an lua în derâdere restricțiile, Downing Street 10 anunță o anchetă internă. The ones who attended a party when they've had other people all over saying no, you can't do anything. It's just outrageous, isn't it? Whoever you are, if there's any rules that are affecting
the health of the people and the population. You have to follow them regardless of who you are. If you are like a decision-making authority or just an individual who lives at the local street, rules are meant to be followed. De ignorarea restricțiilor e acuzată și șefa guvernului din Finlanda. Sâmbăta trecută, Sanna Marin a mers la restaurant și a dansat în club, deși știa că e contact COVID. Aseară și-a cerut scuze. Atât pentru această oră cu mai multe informații. Vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!